Am deschis Scriptura la Evanghelia după Luca, capitolul 10, pagina 1002, și vreau să ne oprim asupra cuvântului scris de la versetul 25 la 37. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? O întrebare înțeleaptă, o discuție pe cea mai importantă temă a mântuirii. Domnul Iisus s-a arătat dispus, cred că la fel de deschis este și în dimineața aceasta prin Scripturi, prin lumina Sfântului Duh, să ne ofere încă o dată o claritate, un răspuns asupra ceea ce trebuie să înțelegem și să facem pentru a fi mântuiți. Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Adică totul pornește de la cuvântul scris. Am înțeles și întreagăt am văzut că aici, la unul din etajele inferioare, se adună oamenii să se roage lui Allah. Cu ei n-am avea un consens din capul locului. Noi le-am spune ce este scris în Biblie, el ne-a răspunde contrazicându-ne cu ceea ce este scris în Coran. Adică, într-o religie, totul pornește de la o carte sacră. Dar noi aici suntem toți creștini, credincioși. Și putem să discutăm ca și Domnul Iisus cu acel învățător, pe baza aceleiași cărți. Problema e dată sub un alt aspect. Domnul mai ridică o întrebare. Cum citești în ea? Adică, ce înțelegi din ceea ce citești? La ce se rezumă ceea ce este scris? Cum interpretezi? Pentru că, vreau să observați, aici a fost o concordanță între cei doi, dar nu se întâmplă asta de fiecare dată și între toți. Unii scot în evidență din Scripturi anumite aspecte mai puternice, alții pe altele. Dar iată ce a răspuns el. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Iisus a răspuns bine, corect a înțeles. Așa trebuie citit în ea. Și vă voi cita din Evanghelia după Marcu, din capitolul 12, unde vom observa cu claritate că Domnul Iisus, la rândul lui, când a fost întrebat, exact la fel ca acel învățător a răspuns, ce cuprinde legea? Marcu 12, de la versetul 28. Unul din cărturari care l-auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi dintre toate este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Foarte interesant. Și Domnul Iisus și acel învățător credeau la unison. Și fie-mi îngăduit să spun, dacă ar fi să facem fiecare o declarație a crezului nostru într-o frază sau două, s-ar putea zice că le-am tras la xerox. Adică, în mare, toți credem la fel. Nu cred că este vreunul aici care să nu creadă că mântuirea se realizează prin jertfa Domnului Iisus, fiecare trebuie să se integreze într-o biserică, și, așa cum spune în crezul ortodox sau în cel apostolic, să așteptăm o înviere și o viață veșnică. Până aici totul este clar. Și bine că este clar. Și bine că am dat de Scriptură și nu ne hrănim din vedele și upanishadele hindușilor, că tare ne-am încurcat. Dumnezeu ne-a trimis cuvântul său, slăvit să fie El pentru asta. Dar
Dacă începutul este așa de promițător, nu înseamnă că este atât de simplu până la sfârșit. Cei care ați venit aici ați constatat cât de complicată e limba greacă, dar prima literă alfa o știam toți de la școală, nu? Dar până la omega, că o știam și pe asta din scriptură, că Domnul Alfa și Omega, ați văzut că sunt multe și încurcate și încârligate, da? Ei, hai să ne uităm aici, pentru că Domnul Iisus, după ce El a răspuns așa, i-a făcut o provocare. Adică nu este suficient să credem în idee, în esență, corect. Trebuie să facem o aplicație bună. Iată, recitesc versetul 28, acum în întregime. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Iată că nu este suficient doar să credem în idee așa. Este nevoie să facem așa. Dar nici aici nu sunt lucrurile încurcate. Pentru că, de asemenea, majoritatea, ca să nu fiu absolutist, cred că oamenii trebuie și să fac. Nu doar să creadă, să fie și fapte. Dar El, și acum vă rog să fiți atenți, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Că e simplu de afirmat să-ți iubești aproapele, dar cine este aproapele? Numai un român, și un grec, și un pakistanez? Și lucrurile se complică mai tare. În ce fel se iubesc? Că, de exemplu, e simplu să spun, eu n-am nimic cu el. Sau eu nu-l urăsc. Dar cum se va dovedi iubirea? Pentru că din pilda care Domnul Iisus a spus-o, rezultă că atât preotul, cât și levitul, n-au putut interpreta corect porunca aceasta. Cel căzut între tâlhari era aproapele lor, dar au trecut la distanță, cum scrie aici, în versetul 30 și 31 și 32, pe alături, și nici măcar nu s-au sinchizit, cum spune românul, să se gândească, acum trebuie să aplic porunca a doua. Și dacă s-or fi dus la templu, nu știu unde s-or fi dus, foarte posibil să fi predicat chiar ceva din ea și să fi fost liniștiți că ei au împlinit-o. Știți că fariseii obișnuiau să pomenească ce au făcut. Nu au gândit că a fost ceva neîmplinit. Dar oare de ce suntem atât de diferiți la a crede din punct de vedere analitic și de a aplica practic? Pentru că, hai să lățim puțin ideea, să o înțelegem. Toți oamenii cred că trebuie să ne botezăm în apă. Dar toți aplică la fel? Nu. Unii la copiii mici, alții la cei mari. Dar și la cei mari. Unii prin scufundare, alții prin stropire. Toți oamenii cred în Sfântul Duh. Dar toți cred la fel prezența Duhului în noi. Da, de unde? Alții cred că este doar un oficiu în plus care se realizează efectiv din oficiu, cu ocazia credinței. Alții cred că trebuie să stăruiască, să se roage, să postească. Toți cred că oamenii trebuie ajutați. Cine nu crede în milostenie? Dar toți practică la fel? Unii așa, cu țărita, câteodată, din când în când. Alții sunt darnici și cu inima deschisă. Dar afirmă același crez. Toți, de exemplu, cred că Dumnezeu este autorul vieții și prin intervenția Lui se nasc copii în casele noastre. Dar toți cred la fel? Dar de unde? Unii cred într-un concept de restricționare demografică, alții lasă un curs natural al lucrurilor. Dar acum eu întreb, de ce interpretăm atât de diferit? E o chestiune doar de predicare și de înțelegere? Nu, pentru că în aceeași biserică, la aceeași predică, unii înțeleg într-un fel, alții înțeleg în alt fel.
Unii sunt gata să aplice, alții se și supără și comentează și sunt gata să contraargumenteze. Dar de ce aceste diferențe? Și ca să nu fim prea retorici, haideți să observăm două chestiuni aici în text. Scrie în versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească. Spuneți-mi, de unde vine ispita? De la Satana, el este numit ispititor. Cu asta se ocupă. Sub a cui influență era omul acesta când vrea să ispitească? Sub a diavolului. Acum, vă mai mirați de ce omul nostru nu înțelegea? Toți oamenii care sunt ispitiți, care nu sunt sub lumina Duhului Sfânt, sunt ca într-un întuneric și la întuneric se văd lucrurile ca la lumină? Dar de unde? Le vezi confuz sau nu le zărești deloc? Nu degeaba spune Scriptura în Iacov capitolul 1 de la versetul 20. Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu, de aceea lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele, dacă l-ați înțeles corect când s-a sădit. Dar dacă n-ai lepădat necurăția, să vă dau un exemplu. Vine un tânăr la biserică, că și-a pus ochii pe vreo fată. Dar el stă în biserică doar cu gândul să termine slujba, să o ia. A venit doar să o agațe. O să priceapă predica? Dar de unde? Că el cu un gând necurat. Este unul mâniat. Că a avut el cândva ceva cu predicatorul sau cu neamul lui. Și acum stă așa, ăsta ne predică nouă. Credeți că o să priceapă? Păi leapă de necurăția și mânia și răutatea dacă vrei să pricepi. Dacă nu, tot confuz o să rămâi. Că numai cine vine la lumină o să vadă lumina și o să aibă parte de claritate. Care rămâne în întuneric, rămâne încuiat pentru totdeauna. Scrâșneau din dinți împotriva Mântuitorului. Și nu vreau să accepte, nu puteau să priceapă. Nu degeaba Domnul a spus, bucurați-vă, căci lucrurile acestea vă sunt descoperite, slăvit să fie Domn. Dar nu poate omul să vadă până când nu iese de sub influența diavolului. De aceea spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, citesc de la versetul 24, și robul Domnului trebuie să se certe. Adică să predicăm în așa fel încât să nu ispitim pe oameni. Atunci nu mai înțeleg. Nu din duc de ceartă, nu din slavă de ceartă, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de o îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Dar cum se ajunge la cunoștința adevărului? Rețineți! Și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului. Adică oamenii sunt influențați. Că nu degeaba scrie același Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 2. Ca unii care au lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, adică nu o văd cu claritate, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar de ce? A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. A, și poate ne gândim noi, și așa este într-o primă idee. Frate, aici e vorba de cei nepocăiți, care nu înțeleg. Da, numai că uneori suntem noi ca și orbul acela din Betsaida. Am văzut noi, dar tot nu le vedem clar și e nevoie să ne mai ungă Domnul odată. Că tot mai este o întunecime pe mintea noastră și numai noi ne este clar. Domnul să aprindă lumina în mințile noastre. Și să nu mai fiți ispitiți nici când citiți, nici când ascultați predica. Fiți cu inima deschisă, că o să pricepeți. Tot în Luca 10 este scris de la versetul 29. Dar el, care voia să se îndreptățească, adică să spună că așa cum știu ei farisei, așa este. Toți oamenii care vor să țină de ideile lor, nu o să priceapă binele.
că nimeni nu-i mai orb decât cel care nu vrea să vadă. Degeaba vreau să-l lămuresc pe ortodox, dacă el a venit așa hotărât să-și apere pe-a lui. Stai, uleacă dragă, pune-mi a mea de o parte, adu-mi tale de partea cealaltă și ne uităm în Biblie. Dar dacă vrei să te îndreptățești, normal că nu te poți lămuri. Nici Domnul nu te poate lămuri, Domnul stătea de vorbă cu el. Că el voia să se îndreptățească, să spună că el are dreptate. Că așa cum știe el este bine, că așa cum a făcut el, n-a greșit. Dar noi avem dreptate sau Dumnezeu are dreptate? Bietul Pavel atâta râv n-a avut pentru datine strămoșești și într-o zi a zis 1 Timotei capitolul 1, lucram din neștiință în necredință, dar Dumnezeu a iluminase și lui mintea. Să știți, nu numai diavolul este un obstacol ca să nu pricepem o evanghelie corectă, și mintea noastră și felul în care suntem obișnuiți. Omul s-a stratificat într-un fel și așa cum vede el, îi se pare că are dreptate, că el știe. Nu s-a născut înțelepciunea deodată cu noi. Nu neapărat noi vedem bine. S-ar putea să aibă altul dreptate. Dar asta e greu să priceapă omul. Eu am luat două vorbe de la doi bătrâni. Le-am împreunat și nu le mai las de mine. Unul avea o vorbă și zicea, fiecare om trăiește cu înțelepciunea lui. Asta zicea el când vedea că vrea să-l lămurească pe câte unul și numai nu pricepea. Deși era clar și bine. Fiecare om trăiește cu înțelepciunea lui. Adică dacă computerul lui numai de 386, un 486, și mai vreau să-i bag informații de Pentium 2, 3, 4. Numai atât îl duce în mintea mea și nu vrea, măcar că am putea să-i umblăm acolo la hart, să-i mai îmbunătățim, să facem ceva. Dar cum știe el? Și celălalt bătrân zicea, greu să fii cu minte. Și să știți că uneori e greu. Că, așa cum zice în proverbe, toate căile omului par curate în ochii lui. Omului se pare că așa e bine, dar cum așa am văzut eu dintotdeauna? Dar mai uite-te odată. Oare chiar așa? Nu era așa. Dar, oare de ce nu pricepem? V-am dat două răspunsuri. Poruncile sunt date de Dumnezeu. Renunțăm și la eu nostru și la gândirea noastră și suntem în stare să spunem, Doamne, cum îmi spui așa fac? Să ascultăm ca niște ucenici. Să ascultăm ca niște copii mici. Numai așa vom pricepe. Că satana și noi înșine ne încurcăm de nu vedem și Dumnezeu vrea să ne lumineze pe toți. Doamne, fă lucrul acesta. Atunci, dintr-o dată se va întâmpla în mintea noastră o altă înțelegere. Când ești gata să asculți, când ești gata să respecti, să faci cum îți cere Domnul. Este aici, dacă urmăriți, o diferență foarte vizibilă între cei trei. Preotul, levitul și samaritean. Scrie în versetul 31, preotul l-a văzut și a trecut înainte pe alături. 32. Levitul l-a văzut și a trecut înainte pe alături. 33. Samariteanul a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă. Exact așa se întâmplă și asta e diferența între oamenii care înțeleg și cei care nu înțeleg. Unul citește și când a văzut cum e scris, imediat i se produce reacția în inimă. I se face milă sau reacția aferentă acelui cuvânt. În cazul acesta, iubirea trebuia să nască printr-un act de milă. De ceilalți doi au văzut? Nu e nicio problemă. Așa s-ar putea unul care n-a înțeles ideea cu milostenia să treacă pe un sărac, ba încă din potrivă să-l și judece. Dar care a înțeles bine și corect, dintr-o dată îi se face milă. Și nu poate să treacă pe lângă asta. Pentru că în inima lui se produce legătura asta. Vede și înțelege, pe când celălalt nu vede și nu înțelege. De aceea spunea Domnul, fericiu de ochii voștri care văd și de urechile voastre care aud. Fericirea asta fie și pentru noi. Acum vreau să ne uităm la cele două porunci, în ideea că le vom înțelege și noi. În astea se cuprinde toată legea și prorocii. Dacă astea două le înțelegeți, e un fapt notabil.
Scrie în versetul 30, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Spuneți-mi ce i-au mai lăsat. Bani nu, haine nu, sănătate nu, un strop de viață. Dar cine o fi provocat pe tâlharii ăștia să-și bată joc de el așa în halul acesta? În cartea Iov este prezentată o scenă nu doar în plan fizic, ci în întreg contextul și fondul ei interior. Adică, dacă n-am ști că s-a făcut o ședință în cer pe seama lui Iov, ne-a gândit numai, păi ce hoarde de tătare erau în jur în vremea aceea. Haldenii s-au năpustit, sabenii, ce cataclisme naturale se produceau atunci. Îți nimicea toată zootehnia. Dar astea sunt doar niște efecte. Fondul a fost dat de o deslegare din partea lui Dumnezeu și de un act voit al diavolului. Totul era printr-o cerere a diavolului. În cazul acesta, nu tot Satana i-a pus pe oamenii aceștia să-ți bată joc de el? Toate relele din lumea aceasta de unde provin? Nu de la el? Nu de la el vine răul? Nu el îi ispitește pe oameni? N-am vorbit adineauri? Lumea asta este chinuită de diavolul în toate felurile, în toate formele. Și oamenii sunt deposedați de toate valorile lor. Nu neapărat că toți sunt teroriști și te dinamitează și rămâi în felul acesta sau ajungi sărac. Dar sunt vlăguiți oamenii de toate resursele sufletești și spirituale și autorul moral este Satana. Și Dumnezeu în lumea asta chinuită de diavolul ne-a trimis pe noi să ne ocupăm de oamenii ăștia chinuiți de diavolul și să iubim. Asta înseamnă porunca a doua. Să te ocupi de Dumnezeu, să te ocupi de oameni în felul în care vede Dumnezeu, că lui Dumnezeu este milă de oameni. Satana n-are nici un pic de milă ca și egiptenii de evrei, dar Dumnezeu este plin de milă și de îndurare, că îndurarea lui ține în veac. Dar el vrea să se îndure de oameni prin mine, prin dumitale. Asta sună porunca a doua. Hai să ne uităm la felul în care samariteanul a înțeles. O citesc de la versetul 33. A venit în locul unde era și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a oprit, s-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. El a procedat foarte înțelept. Ce rost ar fi fost să-l pună întâi pe asin și să-i spună, te duc eu la un doctor. Și până la doctor să se fi infectat rănile, să fi scurs sângele din el. Prima îngrijire, chiar din punct de vedere medical, erau rănile, chiar înaintea hainelor și alimentelor. Iar din punct de vedere sufletesc, prima nevoie a oamenilor este sensibilitatea. Aș putea să compar un de lemn cu o îmbărbătare, cu o mângăiere și vinul cu o îmbărbătare. De asta au oamenii nevoie mai întâi. Suntem gata să le oferim? E foarte ciudat că ne este milă de un om rănit. Ne este milă de cumva un copilaș sau o femeie bătrână cade pe trotuar, dar când este unul necăjit și știm că este doborât, nu ne prea rupe mila, nu? Parcă suntem mai sensibili în cele fizice, că suntem sufletești, nu prea spirituali. S-ar putea nevasta ta să fie aceea doborâtă și când mergi într-o zi de la servici să constați că ai nevoie de puțin un de lemn și vin, depinde dacă le ai la tine. Sau ești așa de obosit încât reclam să spună mâncare și când colo de fapt ar avea nevoie să fie pansată mai înainte. Sau poate colegul tău. Avem noi sensibilitatea aceea care a avut-o Iosif în temniță? Genesa 40 s-a dus, era un fel de administrator, se uită la doi, noi cu voi nu-i în regulă. Fusteți triști. Am visat ceva. Uite, un vis poate să-l întoarcă pe un om pe dos. Dar dacă dimineața poți să fii întristat, da seara după cât se întâmplă ziua. Este nevoie mai întâi și mai întâi să ne ocupăm de oameni și să le legăm rănile, fie ele fizice sau sufletești. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând,
L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a dat hangiului 2 lei. Asta înseamnă ajutor material și financiar. L-a pus pe dobitocul lui. Și îmi imaginez că dobitocul nu putea să ducă doi. Și acum era bolnavul pe animal și samariteanul pe jos. Că atunci e marea minune. Nu când îi faci celuilalt loc lângă tine. Când îl lași în locul tău. Acesta e un ajutor întreg după modelul Domnului Iisus, care s-a dat pe sine însuși pentru noi. Dacă dai doar așa din prisos, nu e o mare afacere. Dar când dai ca și văduva aceea tot ce avea, să trăiască. Cu alte cuvinte, ea a zis, mai bine să trăiască altul în locul meu. A dat 2 lei. Văduva cât a dat? 2 bănuți. Știu că n-aveți mulți bani. Dar știți ce să faceți cu cei 2 bănuți? El este altul care nu-i are nici pe aceea? Parcă era auzam o vorbă, spunea cineva, că a rămas cu 2 euro în buzunar. Da. Sunt aici români necăjiți, știu eu, prin alte țări ale Europei unde am trecut mai mult. Unii sunt ajunși la limită, îmi spunea unul în Italia, frate. Am rămas vreo 2 săptămâni numai cu niște pachete de biscuiți și la un moment dat, rămânând singur într-o cameră undeva la țară, am plecat pe drum să nu mor acolo singur. Și mă gândeam, poate să leagă cineva de mine, măcar să mă ducă unde vrea, la arest, unde vrea, dar să mănânc ceva. Și pe drum a fost depășit de un autobuz. Și în autobuz era un frate credincios, care l-a zărit. Știți, l-a văzut și s-a făcut milă. Că putea și altul să-l vadă și să spună, deci eu eram cu autobuzul, a rămas în urmă. Dar uite că fratele a înțeles și în prima stație s-a dat jos, deși nu acolo era locația lui. L-a așteptat și a zis, băi tinere, nu cumva tu ești tânărul care a venit cândva la noi să cânte? Și ba da, hai cu mine. Și m-a dus, am făcut un duș, am stat și eu la căldură, am mâncat, nu mai făcusem de vreo 2-3 luni. Acasă ce nu sunasem de 6 luni, nu știau de mine. Da? Uite că sunt oameni care îi ajută din partea lor, din porția lor. Și când e omul la anaghie, la sărăcie, o să spună, ăsta-i pocăit, m-a ajutat. A povestit fratele Sandu Negrușel la noi un caz, cum s-a pocăit o familie din Cluj. Familie credincioasă locuia pe la etajul 2-3, au servit masa la amiază și în timp ce se rugau și au mulțumit Domnului, au fost cercetați cu un imbold, un gând. Știau că este o familie mai sus, care nu o duce prea strălucit. Rămânsese mâncare încă intactă, soția lui le-a pus în ceva, s-a dus, a bătut la ușă și a zis, vă rog să ne scuzați dacă cumva vă jignim. Dar uite, nouă ne-a rămas, este mâncare bună, dacă vreți, serviți. S-au început oamenii să plângă și au zis, astăzi la amiază n-am avut mâncare. Și ne-a rugat și a zis, Dumnezeule, dacă mai sunt oameni și copii de-ai tăi, fă să vină și să ne caute. Și asta a fost chemarea lor la biserică și s-au întors la Domnul. Iată ce important e ce a spus Mântuitorul și ce a spus Dumnezeu din vechime. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dumnezeu se uită la noi toți ca la copiii lui. De care copil ți-i mai drag, care aveți 2-3? De care e mai bolnav, vă spun eu. Nu care e mai frumos. Care e mai necăjit, acela ți-i mai drag. Așa se uită Dumnezeu cu milă la ăștia necăjiți, că-ți pocăiți sau nepocăiți. Salui! Când o să fie bolnav copilul acela care nu-i pocăit. Și atunci poate dă semn de pocăință. Pe acela le-i în brațe, se supără celălalt, nu? Da, pe ăsta? Pe ăsta îl îngrijești. E scris în Scripturi că Dumnezeu are milă de străini și îi dă pâine și îmbrăcăminte. Slăvit să fie Domnul. Da, am înțeles și noi asta? Greu să înțelegi. Să-l ajuți sufletește și să-l ajuți financiar, să-l ajuți material. Și mai este ceva aici. L-a dus la un han și a zis hangiului, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, înseamnă că a cerut și ajutorul altora, i-a provocat și pe alții să slujească.
Eu știu că la bani puțini nu se pot face lucruri mari. Dar dacă vă uniți mai mulți, ce zice, se poate? Pot este unul, repet, poate fi căzut spiritual sau fizic, sau în ambele situații deodată. Poate nu poți tu să-l ajuți să ridici. Dar vine la unul din frații de slujbă și spune, măi, n-ați vrea să mă ajutați, am dat de un român, nu stă departe de noi, e doborât. Dar din familie de pocăiți, poate din noile pierdute ale casei lui Israel, sau oricare alt om, e făcut după chipul și asemenea lui Dumnezeu, hai și mă ajut. Uite, eu ți l-am adus ție, ocupă-te de el, consiliază-l, învață-l. Ați putea să faceți asta? Găsiți vreun hangiu. Sunt lucruri în plan material care nu le putem face singuri, dar dacă ne adunăm mai mulți, putem? Eu știu și cred că o face și dumneavoastră, dar vreau să vă încurajez în asta. Unii care au zis, băi, singur nu pot să sponsorizez un evanghelist. Dar s-au unit. Și știu unul care a fost cu inițiativa. L-a lămurit și pe unul mai zgârcit. Băi, eu dau atâta. Tu o duci mai bine. Măcar atâta poți da și tu. Păi l-a obligat cum a pus. Uite, sprijinim pe ăsta că e misionar în Oltenia. Și uite, mai mult se poate. În Marcu 2 este prezentat un slăbănoc vindicat de Domnul covorul prin acoperiș. Știți câți au ținut de el? 4, nu? Dar n-au fost și 4? Preotul 1, Levitul 2, Samaritianul 3, Hangiul 4. Dar n-au vrut toți să țină. Poate merg la unul și spune, hai și ajută-mă și tu, lasă-mă în pace. Dar prinde-și tu de un capăt și altul de alt capăt, și dacă doi nu țin de colțul lor? Faceți voi ce alții nu vor. Și uite că se poate, singur n-a putut, unde să-l duc? Poate trebuia să meargă într-o călătorie departe, să-l ducă cu el? Poate nu se poate. Mi se dat să vă amintesc un caz, poate vă pare ciudat. Dar vi-l dau cu numele. Fratele Vasile Hozan, când era tânăr, trecând printr-o gară, mi se pare, sau autogară, tot văzut un om necăjit. Și a zis, Doamne, ce să fac pentru el? L-a sfătuit odată, două, nu se pocăia, era ca un om al străzii, un ratat. Și Dumnezeu i-a spus, ia-l și du-l la tine, unde locuiește acolo pe chirie. La Turda locuia. L-a luat, bețivul stătea acasă, fratele mergea la lucru. În fiecare dimineață îi spunea, auzi, dă-mi și pe azi bani de țigări. Și așa au trecut zile în șir. Și îl ține așa, prin grația lui. Dar nu se întâmpla nicio schimbare. Doamne, dar tu mi-ai spus să-l iau în grijă, că vrei să te ocupi de el. Și într-o zi, Dumnezeu îi zice, auzi, este nevoie să faci mai mult. Este nevoie să stai alături de el. De ce să fac? Uite, schimb serviciul de acolo și te duci așa, liber, undeva prin construcții sau așa ceva. Și le-ai cu tine. S-au dus amândoi și după câteva zile au nimerit la o seară de rugăciune. Și Dumnezeu i-a muiat inima acelui om, ierea pregătită datorită ajutorului dat de fratele, inima i s-a schimbat, în câteva zile s-a botezat, în câteva luni s-a căsătorit și astăzi este prezbiter în județul Cluj. Și zicea fratele, Dumnezeu a știut ce are în plan, dar era cât pe aici să ratez eu ocazia. Că mi s-a părut prea de tot să mă ocup de omul acesta. Noi nu știm care sunt pietrele din care Dumnezeu poate să facă fiul lui Avram, dar Dumnezeu vrea să te pleci lângă fiecare bolovan și să încerci. Poate se poate mișca, nu poți tu singur? Mai chem pe unul, hai drag, stai greu de urnit, nu poți să-l ajut, dar mai mult se poate. Dumnezeu să ne întărească, să dăm mână cu mână și să-i aducem pe oameni la Domnul. Și în al patrulea rând, și asta îmi place foarte mult, a zis, ce vei cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. N-a fost omul numai care să-ți facă o bine atunci când te vede și să și-ți uite imaginea. Omul care să se gândească la tine și mai târziu, poate să-ți ajuta pe cineva în țară, și mai sunt unii care se laudă, nu neapărat pe nedrept, dar se laudă numai cu o binefacere, știi? Frate, eu l-am ajutat atunci. Dar oare n-are nevoie și la anul? Când te întorci iar în țară, nu mai vrei să treci pe acolo? Poate săracul se gândește că te duci iar pe la el. Se gândește, oare nu mai vine fratele în concediu? Să-l ajuți pe cineva în mod sistematic și acum și la anul. Hai să vă spun un caz din Ucraina. Între cele două război mondiale, rămâseseră mulți copii orfani.
Și într-o comună era un copil zdrențuros, necăjit, care întreba din poartă în poartă cine vrea să-l primească la lucru numai să-i dea mâncare. Și un gospodar, cum zic ei, i-a zis, vino aici la mine să despici lemne. Copilașul a dat să muncească. Ce forțe avea el când a dat niște lemne cu noduri. S-a rupt mânerul de la secure, a ieșit gazda afară, îmi strigi usculele, pleacă că te și bat. Și a fugit bietul copilaș, flămând pe poartă. Și mergea plângând pe stradă, era amiaza, se gândea cine îl mai ia de acum la lucru. Și un evreu stătea în ușa magazinului său și a zis, copile, de ce plângi? Printre lacrimi mi-a spus, s-a făcut milă de el. Și a zis, vină în casă. S-a-ți las soție, auzi, dă-i să mănânci. Când l-a văzut cum arată, a zis, asta e cam mărimea copiilor noștri, dați-i niște haine. Da, dar nici noi nu prea avem, las, că noi mai facem rost, dacă noi nu-i dăm lui, ăsta cine-i mai dă? Și-a îngrijit de el o vreme. Ani au trecut. A venit al doilea război mondial și Antonescu, sub comanda lui Hitler, a început să adune evreii pentru a-i trimite în ghetouri. Și a venit toată familia și trebuia să intre într-un birou, capul de familie. Și când a intrat evreul acesta care avea magazinul, a întâlnit cu ochii un funcționar tânăr, care s-a uitat foarte atent la el și i-a zis, de unde ești? I-a spus. Și după alte câteva cuvinte îl întreabă, ți amintești tu de un copil zdrențuros, de care ți-a îngrijit în vremea aceea până când a reușit să muncească undeva? Și el zice, da, eu sunt copilul ăla. Pentru ce ai făcut atunci? În risc nu numai serviciu, postul, îmi risc viața. Dăm repede pe o listă pe toți membrii din familia ta și le-a facilitat plecarea în Israel. Și acum, după perestroica rusească, după libertatea asta, am venit unul din copiii acelui evreu și a zis, vreau să văd unii magazin unde a fost casa, unde au locuit părinții mei. Toți am ajuns în Israel. Cum? La o faptă bună. Cine ajută pe cel necăjit a înțeles și a împlinit porunca iubirii aproapelui. Nu căuta motive. Să spui ăsta? Albanezul ăsta? Pakistanezul ăsta? Românul ăsta? Dumnezeu vrea să fii iubitor și să fii plin de milă. Cu asta cucerești inima omului. Cu asta, de fapt, tu împlinești ce gândește inima lui Dumnezeu. Dumnezeu este plin de milă, slăvit să fie El. Aș vrea acum să priviți la concluzia de aici. Care din acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape de celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el. A înțeles. Sper că am înțeles și noi. Du-te și fă și tu la fel. Nu știu dacă, cândva m-am gândit, acum asta lăsați-o pentru mine, dacă credeți că nu-i concordă cu Scriptura. Știți că Domnul Iisus obișnuia să-i prindă pe oameni și să le descopere exact starea lor, ca și când stătea în casă la Simon. Și zice, Simon, am să spun ceva. Dar de fapt Domnul vorbea de el. Da, dacă învățătorul ăsta alege a fost levitul care o fi trecut pe lângă el. Da, dacă. Nu știu. M-am gândit eu așa doar. Dacă o fi fost levitul, aplicația pentru el a fost următoarea. Să meargă la hanul cel mai de aproape, să întrebe, băi, aici la tine-i? Las că plătesc eu ce zis că plătește la când se întoarce. Acum nu știu dacă v-ați amintit pe care unde l-ați lăsat, dacă îl mai găsiți pe acolo. Dar vă spun eu că dacă nu-i mai găsiți pe ea de ieri, veți găsi pe alții mâine. Că sunt, că e plină lumea de oameni chinuiți de diavolul. Citeam recent și cu asta închei punctul acesta despre un frate care în 1951 era liderul tineretului baptist pe țară și a fost condamnat la 25 de ani închisoare. A ajuns în închisoare la Aiud și la un moment dat a fost coborât la cel mai de jos nivel, la zarcă, cum se spunea în pușcărie. Și era foarte deznădăjduit și a zis, mă apuc și cânt, n-au decât să mă lovească, să mă omoare, mă duc la Domnul și urmează atâția ani închisoare. Și a apucat să cânte din toată inima și cântarea suna cam așa. Când ai multe necazuri, încercă și numără-ți binecuvântările.
Și a cântat și a cântat și spre mirarea lui n-a niciun gardian nici să-l oprească, nici să-l lovească. Dar a auzit în celula vecină un zgomot ca o trosnitură și apoi dintr-o dată liniște. După câteva zile, i-a venit din nou un îndemn să fredoneze cântarea aceea, mai încet, era la plimbare cu deținuți. Se apropie unul de el și zice, măi, tu ai fost în urmă câteva zile în celulă? Da. Îmi făcusem din hainele mele o spânzurătoare. Și când am auzit că mai este cineva în zarc alături de mine care își mai numără binecuvântările, nu m-am mai spânzurat. Și spunea fratele că după ani de zile cei doi au ajuns membri în aceeași biserică. Iată cum Dumnezeu te poate folosi sub o formă sau altă. Și să știți ceva, dacă ați reușit să vă iubiți aproapele, mare legătură de iubire va naște Dumnezeu apoi între aproapele acela și tine însuți. După ce ți l-a iubit într-un moment de criză, toată viața nu te mai uită. Toată viața. Hai că mai adaug un caz. Mă îngăduiți. În timp ce americanii erau în război în Vietnam, un soldat a fost rănit. Și veneau trupele comuniste. Era pradă, să moară imediat. Și un altul l-a purtat cu armamentul pe el încă 3 zile în spate prin junglă. Și îi dădea ce avea. Și a scăpat cu viață. Până l-a adus la un punct sanitar și a trăit cu vremea. Cel care și-a iubit camaradul s-a îmbolnăvit de epilepsie. Și celălalt care a fost dus în spate și a fost îngrijit și n-a fost lăsat să moară acolo, printre mlaștinile de orez ale vietnamezilor, a aflat unde este. Și fiindcă era singur, nu era căsătorit, și a vândut averea, a pus totul în bancă pentru ca să aibă un venit și s-a mutat să-l ajute pe fostul lui coleg. Și într-o zi, în timp ce mergeau pe tren, s-a făcut rău celui ce avea acum epilepsie, la care celălalt s-a plecat frumos spre el, le-a pus haina sub cap, l-a mângăiat, l-a stropit cu apă, până și-a revenit. Și un altul, de pe bancheta de vis-a-vis, urmărea scena. Și l-a întrebat pe binefăcător, spune-mi, este fratele tău? Nu, nu suntem rudeni. Ești plătit ca să-l îngrijești? Nu. Dar de ce o faci? Și atunci i-a povestit cazul ce vi l-am spus. A zis, ei sunt dator. Veți vedea că cine udă pe alții va fi udat. Și veți vedea că binele făcut la acel copil, cum v-am spus, de evreu și de copilul ucrainean, se va întoarce cu vremea spre binele dumneavoastră. Dar nu numai atât, vă va răsplăti Dumnezeu, slăvit să fie El. Și vreau acum să ne oprim pentru câteva minute doar și la cealaltă poruncă, nu? Să-L iubim pe Dumnezeu, numai pe aproapele. Dar cum să-L iubim pe Dumnezeu, că aici e o diferență? Că pe aproapele îl vedem, ăsta îi trebuie pâine și apă, nevoi de o natură sau altă, dar cum să-L iubim pe Dumnezeu cu tot sufletul, puterea și cugetul? Vă dau un caz. Cartea Genesa, capitolul 12. Spune Scriptura despre Avram. Că într-o zi, Dumnezeu i-a zis, în timp ce el locuia într-o metropolă puternică în vremea aceea, Ur, Haldeea, 12:1, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Versetul 4. Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Înainte de a exemplifica ce a fost în stare Avram să facă, vreau să vă dau un exemplu să mă înțelegeți mai ușor. Cum să se dovedească iubirea noastră față de Domnul? Noi o să sunteți aproape toți tineri, da? Și vedeți copiii până sunt mici, nu se dezlipesc de fusta mamei, merg până acolo și dacă nu o zăresc plâng și vin înapoi. Dar vă întreb pe toate fetele de aici, cum se face că atunci când ați ajuns mari și a venit vremea căsătoriei, ați plecat nu doar de lângă mama în celălalt sat, ați plecat în altă țară, ba încă bucuroasă, a spus la toate prietenile. De ce?
L-a deportat cineva? Nu. De iubire. Așa e că din iubire ești în stare să te duci cu cine ți-e drag și în altă țară? Și nu neapărat trebuie să aibă ceva. Au fost tineri care s-au iubit și și-au lăsat părinții bogați că n-au vrut să-i lase împreună și din iubire s-au dus săraci. Numai să fie ei doi. Am întrebat odată pe cineva cum definește iubirea în familie. Și a zis simplu. Totdeauna împreună. Uite, cam așa vrea Dumnezeu. Și te întreabă, mă iubești? Da, Doamne, foarte bine, vină cu mine. Ești din țara ta, lasă localitatea ta și vii cu mine. Doamne, unde? Hai cu mine, na. Plecăm la plimbare. Popasuri sfinte, scrie în Exod 6. Și-au plecat și-au așezat cortul între Betel și Ai și de acolo la stejarele lui Mamre. Și uite așa, la Hebron, Berșeba. Și să-l fi întrebat toți pe Avram, mă, Avram, ce te-a apucat dintr-o poziție bună? Probabil era un aristocrat. Și te puși, te faci nomad, măi, ce cu tine? Și smus cortul așa de colo-colo, ce cu tine? Măi, m-am îndrăgostit de Dumnezeu. Și mă duc cu el. Asta va dovedi iubirea noastră față de Domnul. Domnul îți va spune ca și ucenicilor, vino după mine, hai cu mine. Și dacă ți-e drag Domnul, nu lipsești de la adunare. Dacă ți-e drag Domnul, tu ești prezent la apelul de la citirea Scripturilor, la rugăciune. Ba încă, nu numai atât. Ți se pare că e tot cu tine. Noaptea te gândești la El, ziua, meditezi, s-ar putea să te audă alții vorbind singur. Spune, Doamne, da. Toate astea din iubire și a fost în stare Avram să se ducă cu Domnul pe oriunde. Dar, înțelegeți-mă, poate că de astea sunteți și dumneavoastră în stare. Au fost unii care pentru pocăință nu i-au mai primit părinți, au dat afară. Și câte și câte se întâmplă. Dar a venit un moment mai greu. Hai să vi-l citesc. Genesa, capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Și du-te în țara Moria, adu-l ardele tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat, a plecat zis de dimineață. Adică i-a spus Dumnezeu lui Avram, fii atent, așa ții tu la Isaac, cum poate... Vă este dragă unora între dumneavoastră, soția sau copiii sau invers, și normal să fie așa. Și a zis Dumnezeu, Avrame, vezi muntele ăla? Trebuie să urcăm pe munte trei, eu, tu și Isaac. Dar înapoi nu mai coborâm numai noi doi, vii cu mine? Vin, Doamne, dar asta e greu. Dacă mă iubești, vii cu mine. Ești în stare să-l lași chiar pe Isaac acolo și vii cu mine. Nu știu care, prin ce greutăți ați trecut în viață. Dar nu e ușor. Dar s-ar putea a te duce cu Domnul și a-L iubi. Să-ți lași în urmă o soție care nu vrea să urmeze pe Domnul. Un soț care nu vrea să se pocăiască. Să-ți lași copiii. De ce? Din dragoste pentru Iisus. Un frate mi-a povestit, era mai spre bătrânețe deja, era tânăr, era nepocăit, dar Dumnezeu se uită la oameni și îi cheamă la mântuire. Și într-o noapte a visat că s-a coborât o fune din cer, un postament unde să se așeze și s-a spus, ține-te bine de frânghi că pe tine te suim sus. Și el a zis în vis, Doamne, dar eu sunt proaspăt căsătorit și mi-e dragă nevasta, cu ea ce faci? Și s-a spus, tu ține-te bine, pe ea o plătim în bani, numai pe tine te suim. S-a trezit. După vreo 5 ani, s-a pocăit nevastă. După vreo alți 5 ani, s-a pocăit el. După vreo alți 10 ani, nevasta sa e pocăință, s-a dispărțit de el să căsători cu un bogat. Și atunci și-a amintit de vis, băi, pe ea o plătește în bani, adică îi dă aici. El toată viața așa a fost un credincios mai slăbuț. Dar s-a ținut de Domnul, a murit anul trecut. Și ne-am bucurat că a reușit până la urmă să țină de frânghe și Dumnezeu l-a ridicat sus. Rămânsese fără nevastă.
Era bolnav la bătrâneți, copiii partinei nepocăiți, singur. Dar nu s-a lăsat de Domnul. Dumnezeu să vă dea o asemenea iubire. Să vă duceți cu Domnul oriunde. Oriunde, dragii mei, poate vom trece cu Domnul prin momente mai grele, mai diferite. Poate vom trece pe la vreun calvar, poate e numai de probă ca la Isaac și tot trei coborând de pe munte, nu se știe. Dar cu Dumnezeu e bine. Știți ce a înțeles Avram și cu asta am încheiat? Vă citesc din Evrei capitolul 11. Scrie citi de la versetul 10. Citeți de la 8 să înțelegeți mai clar. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece, hai cu mine, într-un loc pe care avea să-l moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Asta iubirea. Fără să știi unde te duci. Nu te faci probe, spui, Doamne, acolo, stai să negociem. Asta o fac, cealaltă nu o fac, acolo vin, dincolo nu vin. Versul 10, că cel aștepta cetatea care are temelii tari și a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Eu mi-mi imaginez pe Avram că atunci seara când s-a uitat la stele, în credința lui s-a uitat dincolo de stele. Și a zis, Doamne, pe acolo ești? Ne tot plimbăm noi pe aici. Și să știți că și la Dumnezeu era tare drag pe Avram. Într-o zi a venit și a zis, nu pot trece pe lângă casa lui. Și Avram, zici că tare diplomatic, tot răja de timp, Doamne, stai să-ți gătesc mâncare, vin după tine până acolo, că așa-i de bine amândoi. Dar eu așa-mi imaginez și dacă nu vă imaginați așa, lăsați-mă pe mine, că îmi place. Dar încercați și dumneavoastră. Se uita la stele și spunea, Doamne, acolo e cetatea. Pe acolo să ne plimbăm noi amândoi. Și scrie, când e vorba de răpire, că vom fi totdeauna cu Domnul. Așa a umblat Enoch și într-o zi a fost dus să umble cu Dumnezeu. Asta e de fapt să iubești pe Dumnezeu ca pe tine însuți. Să-ți fie așa de drag de nu să nu te mai desparți de El. Să umbli numai cu El. Și zi și noapte. Dacă umbli numai cu Domnul, nu te duci la stadion. Nu te duci nici cum scrie în Psalmul 1. Nu se duce, că cugete la Domnul și nu te despari la vreo intersecție de Domn. Și acum haideți în final să le legăm pe amândouă. De fapt, ce a vrut Dumnezeu prin poruncile astea două? Să-L iubești pe El ca pe tine însuți, sau cu tot ce ești, și pe aproapele ca pe tine însuți. Adică Dumnezeu vrea să spună cu porunca asta, hai să mergem împreună, Iosif, Ioan, cum te cheamă, hai de mână. Dragii mei, de îndată ce ați dat mâna Domnului, nu vă mai lăsați din mâna Lui. Scrie în Ioan 10, că toate oile sunt în mâna Lui, s-au zis Moise în binecuvântarea aceea, și nimeni nu le va smulge din mâna Lui. Așa de drag ești la Domnul, de nu te mai lasă de mână. Nu te du așa la distanță, copiii aceia răi pe celălalt trotuar. Ca și un copil micus, cum scrie în Psalmul 31, Doamne, eu sunt ca un copil înțercat care stă lângă mama lui. Țineți-vă de mâna Domnului, că ne-a întins mâna Dumnezeul veșniciilor. Și acum ne plimbăm cu El pe aici, prin greutățile vieții. Că uneori nu-ți mai vine să le mai iei înapoi câte au fost. Dar într-o zi ne vom plimba cu El pe bulevardul veșniciei. Vom străbate colosale spații cerești cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu ne va ține lângă tronul Lui. Așa-i suntem de dragi. Dar mai avem o mână, nu? Și asta o țin mâna lui Dumnezeu. Și cu cealaltă zi Dumnezeu, mă iubește pe aproapele tău ca pe tine însuși. Și pe lângă care treci, apucă-l de mână. Băi, eu mă duc cu Domnul. Hai și tu cu mine, măi. Și ăla se spune de asemenea, de mână, ia-și tu încă unul. Asta vrea Dumnezeu. Să ne ducă pe noi, dar nu numai pe noi. Nu cum am auzit eu despre unul că a zis că vrea să ajungă în rai, este ca o întâmplare așa, și altul s-o agăța repede de el. Să mă lasă, mă împaci. Păi nu te duci așa. Dumnezeu vrea cu o mână să te ții de mâna Lui și cu cealaltă să te apuci nevasta și copiii și aproape, adică pe care l-apuci. Nu poți apuca pe altul care e departe, numai care e aproape, nu? Doamne, dă-ne harul să ne verificăm de cine ne ținem cu mâinile. Cu una de tine și cu una de cei de aproape. Și împreună să ne îndreptăm spre veșnicie. Amin.